Pe final, pentru că nu mai avem, din păcate, foarte mult timp, aș vrea să discutăm și despre moțiunea de cenzură anunțată de Partidul Social Democrat. Calculele mele arată că nu trece această moțiune, sau cel puțin asta ne arată configurația actualului Parlament. De ce totuși depune PSD o moțiune de cenzură dacă, da, potrivit calculelor din Parlament, nu are șanse să treacă? Din același motiv pentru care depune și moțiuni simple, pentru că în felul acesta își întărește imaginea în opinia publică. Este, aș putea spune, o tradiție a partidului, deși dacă ne uităm peste numărul de moțiuni de cenzură, PNL a depus mai multe, dar în felul acesta poate să atace anumite probleme guvernamentale și totodată să evalueze cât de solidă este coaliția. Sunt nemulțumiri în interiorul PNL, sunt peneliști care ar putea vota împotriva guvernului, apropo de discuția anterioară privind președinția partidului, pentru că dumneavoastră faceți un calcul aritmetic. Aritmetica are valoarea sa, dar există și tot felul de probleme politice. Și eu cred, ca și dumneavoastră, că nu există șanse și că nimeni din interiorul PNL, nici USR Plus și nici UDMR, nu are intenția să dărâme acest guvern. Mai sunt și minoritățile care probabil vor vota în favoarea guvernului sau, în orice caz, împotriva moțiunii de cenzură sau se vor abține. Așa Deci, cum au făcut-o de fiecare dată. exact. Este pragmatismul pe care îl cunoaștem al lor. Așa că nu aceasta este problema de acum a guvernului. Probabil problemele vor apare ulterior, inclusiv în funcție de capacitatea de a pune în aplicare PNRR-ul. Dacă și PSD-ul va mai avea oportunități să propună moțiuni de cenzură și revin în 2023. Lucrurile vor sta cu totul altfel. Nu cred însă că vreodată USR Plus va vota împotriva unui guvern minoritar PNL-UDMR. Pe de altă parte, am văzut contradicția dintre domnul Ciolacu și Dâncu în ceea ce privește participarea la un posibil guvern cu PNL. Domnul Ciolacu a fost categoric că nu va face un guvern de coaliție și nu are niciun motiv să-l facă. Pentru că cine ajunge la guvernare, evident, va vedea imaginea sa erodată. PSD s-a retras în mod tactic și în 2015, pentru alegerile din 2016, și în 2019, pentru că nu ne-am putea imagina că ar fi căzut doamna Dăncilă fără ca unii din interiorul PNL să nu fi votat, PSD să nu fi votat împotrivă, în felul acesta putând să recupereze, nu? În mod spectaculos chiar în 2020 pentru mulți, dar sigur și în condiții de pandemie, profitând de nemulțumiri, profitând de prezența redusă la vot și știind să-și mobilizeze acea structură locală care este extraordinar de puternică.